Ați venit la încă un eveniment care are loc cu atât de mare etichetă, potrivit, cum se cuvine. Mă ridic aici ca să mă poată vedea și persoanele de la balcon care au sosit în această seară. Sunt Andreea Tincea, PR-ul editurii Herald. În această seară sunteți invitați la această conferință publică de mai multe părți implicate în sosirea psihanalistului și autorului Luigi Zoia la București. Este o bucurie să fim și noi parte din acest proiect. Editura Herald, împreună cu Asociația Solmentis, împreună cu Universitatea Spirul Haret, fac posibil acest eveniment. În această seară, pentru dumneavoastră, despre istoria aroganței, o să vorbească și din punctul de vedere al cărții și din punctul de vedere al tematicii propuse. Vor răspunde la întrebări pentru dumneavoastră, căci, da, întâlnirile pe care le organizează editura Herald și partenerii săi întotdeauna sunt prilej de întâlnire, răspuns și întrebare, comunicare. Așadar, pregătiți-vă la sfârșitul expunerii să puteți avea și o interacțiune cu invitații noștri din această seară. Invitații de care vă vorbesc sunt Matei Georgescu din partea Universității Spirul Haret, profesor și psihanalist. Iulia Feordeanu din partea Asociației Solmentis, persoana care face posibilă prezența în România lui Luigi Zoia, cumva persoana care generează posibilitatea de a avea în limba română și cartea istoria aroganței, dar și alte proiecte culturale de această natură, iar din partea editurii Herald despre întreaga colecție și despre această carte, Gabriela Denis, coordonatoarea colecției Jungiana în care apare istoria aroganței și editorul care îngrijește această carte. În sală aș vrea să-i mulțumesc că se află în această seară și doamnei traducători Irina Ionescu, persoana care a făcut posibil această traducere cu adevărat obiect cultural, pentru că dacă veți răsfoi cartea, veți observa că este nu doar o carte stufoasă cu foarte multe referințe, care de multe ori duc chiar la colecțiile editurii Herald, ci este un obiect care vorbește despre o civilizație complexă, care frustrează, care bucură și care poate ne oferă și speranță. Iar despre toate aceste aspecte o să vorbească invitații noștri în această seară. Din partea Universității Spirul Haret am bucuria să o invit să ne ofere salutul academic nouă și invitatului Luigi Zoia pe doamna profesor universitar, profesor doctor universitar, prorector Laura Goran, specialist în psihologia educației. Bună seara!